Dragi urmăritori, pentru astăzi pregătim o soluție de tratament la tot ce se vede în grădină, la pomii fructiferi, la vița de vie, la tomate, la ardei, la castraveți și de această dată voi folosi un preparat natural din salcie amestecat cu urzică și fel și fel de buruieni ce s-a mai găsit pe aici prin curte. Au fost lăsate la macerat în jur de 2 săptămâni, iar această soluție o voi combina cu ceva aminoacizi, cred că mai am niște cherafol, și o să bag și un biostimulator pe bază de mimosacee cu zinc, ceva de genul. O să mă uit cu exactitate pe compoziție, să vedem despre ce este vorba, împotriva la putregaiuri, la mană și ce poate să mai apară în această perioadă pe la plantele din grădină. Am aici butoiul în care fac toate preparatele, după care dau drumul la robinet, se scurge lichidul să nu mi-apară ceva de puneri, să înfund bomba și continuăm treaba. Înainte de toate, voi corecta apa de tratament, soluția de tratament cu Evorite Plus, deoarece în ultimii 2 ani de zile a crescut foarte mult cantitatea în săruri, a crescut cantitatea la partea de duritate, pH-ul depășește în unele zone 8,6, ceea ce face ca substanța activă din produse să fie blocată. Produsul devine ineficient și m-am obișnuit să îmi corecteze apa. Lucrurile astea nu le-am învățat în facultate, nu se spune despre așa ceva, dar luând parte la discuții cu diferiți cercetători, am învățat de la dânsii cum pot să protejez corect tratamentele fitosanitare și cum să beneficiez de efectul acestora pe o perioadă îndelungată. Am testat foarte multe produse din piață, nu fac reclamă la Evorite, dar sunt foarte mulțumit de el pentru că pe lângă faptul că îmi corectează duritatea, sărurile, pH-ul mi-l scade sub 6,4, cât este eficient pentru orice substanță activă, mai are și ceva adjuvant în el care îmi sparge într-un mod rapid tensiunea superficială a apei și mi se întinde fără doar și poate atât pe coajă cât și pe frunzele pomilor. Aici diferă foarte mult concentrația. Trebuie să faceți un test de apă în prealabil. Eu știu cât trebuie să pun, deoarece am trimis apa de la fântână, am trimis-o la un laborator de analize, nu mai știu cât am plătit pentru acest test, și de acolo am învățat cum să mi-o corectez. În cazul meu o să merg pe varianta de 0,15%, deoarece am o apă foarte dură, un pH foarte ridicat și am observat de fiecare dată că nu aveam nici măcar la acaricide, nu mai aveam efectul dorit. Deci, voi pune Evorite-ul în soluție. Siringa este de 20, am luat 15 ml la 10 litri de apă. Și apoi vom continua cu celelalte produse. Voi adăuga 20 de ml de cherafol. Am o prelungire la siringă să pot să scot mai repede. Voi adăuga Mimoxzinc, protecție naturală împotriva bolilor și conține extract de mimosacee 80%.
obținut din coajă. Voi merge pe 30 de mililitri. Și la toată această compoziție voi adăuga Wasted. Este un adjuvant de care sunt foarte mulțumit, care are funcție de translocare transflame. Adică mi-a toată soluția, mi-o duce în interiorul plantei și apoi mi-o plimbă pe tot circuitul de sevă timp de 2 săptămâni, inclusiv pe lăstarii tineri. Și așa sunt sigur că produsul meu o să ajungă și în toate zonele astea mai greu accesibile. Merg pe varianta de 0,1%, adică 10 ml la 10 litri de apă. Solarul este plantat de vreo săptămână. Am răsadurile obținute din clipul pe care dumneavoastră cu siguranță îl știți, atunci când m-am apucat să le semăn și am făcut combinația de biostimulare. Am dat superficial per total. În plus, nu am probleme cu acariedii, nu am probleme cu afidele. Mi-am lipit și o capcană lipicioasă. Momentan s-au prins numai musculițe nocturne. Haideți să trecem și pe partea de pomi. Dacă tot am stropit și perii, vă spuneam în clipul trecut că o să ajungă și pe partea de rodii. Uitați, a ajuns și pe partea de rodii. Am folosit același tratament și la ele. Voi continua cu tratamentul să dau absolut la toți pomișorii, la vița de vie, celelalte răsaduri plantate în grădină. Până atunci, rămâneți pe canal. Dacă încă nu v-ați abonat, apăsați jos pe abonare. Dacă vreți să fiți notificat, apăsați și pe clopoțel. Vă voi ține la curent și cu tratamentele următoare și cu evoluția pomilor fructiferi. O zi bună vă doresc!